Salutare tuturor! Facem astăzi review unui parfum de la casa Carolina Herrera, un parfum foarte masculin, un parfum care a făcut furori atât prin rândul tinerilor, cât și prin rândul bărbaților mai ceva mai maturi. Carolina Herrera Bad Boy, așa se numește, este un parfum, așa se zice că e oriental condimentat, dar eu nu îl văd ca fiind un parfum oriental condimentat. Eu îl văd mai degrabă lemnos, aromatic condimentat. Nu prea are izul acela de oriental, dar hai să zicem, dacă producătorii zic așa, aia e. E bine, parfumul ăsta a fost lansat în 2019 de către Kentin Bish și Louis Turner ca și parfumieri din spatele lui, ca și nasuri, ca să zic așa. Un parfum care atrage din prima clipă sau respinge, după caz, un parfum care ori e plăcut din prima, ori îți place, ori ba. Ori îl iubești cu toată ființa ta, ori îl urăști deopotrivă. Notele care compun acest parfum nu sunt foarte multe, dar sunt acolo câteva note foarte comune și foarte utilizate în rândul parfumurilor de club, pentru că o să vorbim mai încolo, ăsta e catalogat ca fiind parfum de club. Avem în notele de vârf așa, bergamotă, piper negru, piper alb, iar notele de inimă, cedru, salvie și vetiver. În notele de bază, de asemenea, avem tonka, ambră și cacao. Foarte puține note, după părerea mea, dar mirosul dă așa o tentă ciocolatie, o tentă de cacao pudră. Dacă, de exemplu, Tom Ford Black Orchid dă o tentă, un iz de ciocolată neagră și amară, cu 80%, ca să zic așa, conținut de cacao, de tip dark chocolate, ăsta este mai degrabă o ciocolată generică, ca să zic așa, cu acel iz de budincă de ciocolată, acel iz de cacao, dacă vreți, și ciocolată normală, deci nu dark chocolate, nu, deci ciocolată normală, efectiv. Se simte foarte bine nota de cacao plus nota de piper negru, dar se simte după 20-30 de minute și nota de tonka, care împreună cu cacao formează direcția parfumului din minutul 20-30 și până la sfârșitul purtării. Deci cam pe asta se bazează acest parfum. Nu e mare filozofie. Oricum, sunt niște note care nu se simt și ar fi fost frumos să se simtă, cum ar fi vetiver și bergamotă. De exemplu, în deschidere nu primești niciun pic de bergamotă, ca și iz. Eu nu simt așa ceva. Probabil alții simt, dar eu nu simt bergamota. Iar nu se simte cedru. Lenul de cedru e aproape insesizabil, doar foarte fin, doar în fundal, foarte, foarte fin. Mi-ar fi plăcut și cedru pentru că îmi place cedru ca și notă în parfumerie, dar asta este. Trebuie menționat de la capul locului că acest parfum are nota de ambră listată. Dar nu e o ambră de tip amber gri, care știți cu toții ce este amber griul. Dar eu o suspectez ca fiind o notă de ambroxan, pentru că așa se simte. Se simte ca un compus chimic, se simte ca un compus sintetic. Cu toate astea e ok. Oarecum, după o oră de purtare, mirosul devine cumva, dar foarte puțin, similar cu acelui de la Dior Sauvage, pe care îl știți cu toții, care e bazat pe ambroxan, până la urmă. Un parfum de altfel, care dacă îl porți, primești complimente. Un parfum făcut să fie de club, pentru că o să discut la un moment dat și despre parfumurile de club. Sunt niște parfumuri destinate pentru club, efectiv. Au un iz aparte, un iz care este făcut din nota de tonka, din note mai ceva mai dulci, dar în același timp nu foarte overpowering. Niște note cum ar fi tonka, vanilie, cam astea ar fi baza în parfumurile de club. Ar mai fi și scorțișoara. Și anumite parfumuri nu se pretează în club pentru simplu fapt că au note grele, cum ar fi, eu știu, vetiver, agar, rășini, multe alte rășini, multe alte note care efectiv fac parfumul să nu meargă în club. Dar acesta, având în vedere că are boabe de fasole tonka și având în vedere că e așa un miros ciocolatiu dulce, merge fantastic în club. Primești complimente, primești foarte multe complimente cu parfumul ăsta. E foarte atractiv, atât în rândul fetelor tinere, cât și în rândul femeilor trecute puțin de 25 de ani. Din punctul meu de vedere, e un parfum care, alături de One Million Privé și alături de Jacques Bogart Riviera Nights,
se sitează foarte bine pe podium acolo, pentru parfumurile, în segmentul parfumurilor de club. Sunt foarte bune ca și parfumuri pentru simplu fapt că primești complimente și te simți tu, te simți bine, te simți energic, îți dă o stare de bine în club, bineînțeles nu merg numai în club, dar în general acolo merg. Chiar și ambalajul ăsta ne dă de a face că avem ne dă de înțeles că avem de a face cu un parfum de tip electric, Thunderbolt, dacă vreți. Un parfum sub formă de fulger, după cum se vede. Mai e frumos, ambalajul e așa cumva funny, tineresc, parfum pentru supereroul din tine, pentru că parfumul ăsta, din punctul meu de vedere, vrea să reprezinte logo-ul unui supererou. Ce să zic, eu nu prea sunt cu marketingul ăsta împins așa la extrem doar ca să vândă produse cei de la Carolina Herrera. Mie îmi plac sticle clasice, acele sticle simple, negre, albe, whatever, de orice culoare. În schimb, asta, datorită faptului că are forma asta de Thunderbolt, se vinde bine. Prețul este foarte mare pentru ceea ce oferă și aici vorbim în plaja de 300, 350, chiar și 400 de lei. Foarte scump parfumul pentru ceea ce oferă, nu zic, e frumos ca și miros, dar nu mă dă pe spate în așa fel încât să zic, wow, ce afacere bună am făcut că am dat 300 de lei pe parfumul ăsta, chiar deloc. Asta este părerea mea. Atomizorul, în schimb, e foarte bun, chiar m-a surprins cum dozează. Dozează cam așa, foarte fain, foarte, foarte fain, împrăștie foarte mult suc, pe o suprafață mare, pot să zic. Și dacă tot suntem la capitolul ăsta, să facem și un ritual de ungere. Ajunge. 2 jeturi, maxim 3, pentru că dacă dozezi mai mult de 3 jeturi, o să ai grave serioase cu problemele, cu stările de greață, cu dureri de cap și nu vrei să faci asta atunci când mergi în club. Nu vrei să te apuce pe la 12-1 noaptea, durerile de cap, să strici singur seara și să te întorci acasă. Nu. Vrei să fii într-o stare bună, vrei să fii cu zâmbetul pe buze. Cam asta vrei să faci când ești în club. Îmi place și ambalajul cât de cât, nu pot să zic că mă respinge, dar există la Carolina Herrera ambalaje și sticle, ca să zic mai bine sticle, mult mai frumoase, mult mai arătoase. Ăsta este un parfum tineresc, cred că din cauza asta a făcut cei de la Carolina Herrera au apelat la tipul ăsta de sticlă, așa în formă de Thunderbolt. Pentru că parfumul ăsta este foarte bun și se pretează tinerilor începând de la 16 până la 25 de ani, merge foarte bine, deci atunci în plaja aia de vârstă poți să-l porți categoric. E recomandat pentru vârsta asta. Și între 25 și 30 de ani ar fi ok, dar hai să zicem că un pic te-ai maturizat, ți-ai mai maturizat mirosul în perioada aceea de 25-30 de ani. După 30 de ani trebuie să fii de-a dreptul clubber, de-a dreptul curajos sau de-a dreptul tupei să-l mai folosești. Pentru că după 30 de ani, fiind mai în vârstă, ca să zic, mai matur, atât emoțional cât și olfactiv, efectiv, simțurile tale o să aibă pretenții mult mai mari și o să cer parfumuri mult mai avansate, mult mai complexe ca și miros. Deși eu, sincer, câteodată mă cobor în copilărie, mă cobor în tinerețe, în adolescență, ca să zic așa, în nostalgia de atunci, și port parfumul ăsta. Sincer, chiar îmi place să-l port câteodată. Bineînțeles, există dăți în care no chance. Ca și evenimente, bineînțeles, cu clubul, că cu clubul am început, este un parfum jet by jet făcut de club, pentru club, dar merge și la alte evenimente. De exemplu, dacă nu dozezi mult, poți să mergi și la școală să-l porți. Poți să mergi și la facultate cu el. Poți să mergi și la locul tău de muncă. Asta dacă nu dozezi mult. Merge și la turismul de litoral, la turismul montan eu nu recomand pentru că nici nu mai are rost să mai folosești așa ceva în turismul montan. În turismul montan mai bine du-te și simte mirosul pădurii sau a ierbii, a vegetației în sine sau dacă chiar ai un parfum oriental bun, apelează la ăla. Parfumul ăsta de asemenea merge foarte bine și la plimbări de seară cu iubita pentru că te va complimenta. Merge și la plimbări cu prietenii pentru că te vor complimenta. De fiecare dată o să te întrebe cu ce te-ai dat, miroși foarte bine. Am încercat, am testat, doar complimente. Deci dacă vreți un parfum de complimente, ăsta este. Dacă vreți un parfum care să fie întotdeauna pe placul tuturor, dar hai să zicem că după anumită vârstă nu mai e neapărat pe placul vostru, dar dacă vreți să-i satisfaceți pe alții, deși eu n-am mentalitatea asta, n-aveți decât să apelați la bad boy.
care Bad Boy e un nume, nu știu, nu e tocmai Bad Boy. Sincer, deci după părerea mea nu-i Bad Boy. Bad Boy e altceva, sunt alte parfumuri mult mai complexe, mult mai grele, mult mai serioase, mai sobre. Ăsta e Carolina Herrera, trebuia să zică Derbedeu, sincer. Că la vârsta respectivă, hai să zicem în glumă, mai în glumă, mai în serios, ești Derbedeu. Ca și performanță, aici este o problemă. În sensul că, pentru prețul plătit de 300-350 de lei, chiar și 400 de lei, performanța este mică. Adică, pe pielea mea obțin un maxim de 6 ore. 6 ore cu indulgență. Asta dacă fac overspray, deci undeva la 4 jeturi, obțin 6 ore. Dacă nu, dacă dozez 3 jeturi, undeva la 5 ore și un pic. Nu-i rău, dar nici nu e foarte bine pentru prețul plătit. De proiectat, proiectează foarte bine în prima oră, apoi adios. Nu mai simți nimic, ca tot mirosul se trage la nivelul pielii. Asta este, asta e toată povestea. Carolina Herrera Good Girl, acela de tip pantof pentru femei, e mult mai performant. L-am testat pe aici, pe zona cu puls și, sincer, proiectează mult mai bine, durează mult mai, performează mult mai bine pe piele, are o persistență foarte mare, 12 ore plus, garantat. Ăsta nu știu ce are. Probabil nu e compatibil cu pH-ul pielii mele. Dacă voi aveți altă performanță, altă persistență, chiar mă bucur. Chiar mi-ar plăcea foarte mult să știu în secțiunea de comentarii. Vestimentația care se potrivește la atunci când porți parfumul ăsta este o vestimentație până în casual. Cam atât, mai sus nu merge. Spre smart casual deja ai alte parfumuri de la Carolina Herrera mult mai bune, mult mai pretabile pentru vestimentația aia. Merge la tricou și pantalon scurt, tricou în anchior, tricou polo, pantalon scurt de tip bermude 3 sfert, iar pantalon lung Adidas merge și la ținută cu joben în cap, cu hanorac, cu glugă, ce vreți voi. Atât. Deci mai sus nu merge. Categoric. Doar dacă ești la un loc de muncă de tip în vânzări, atunci merge. Că în vânzări, oricum îți dau ăia hainele lor. Până la urmă, tricou sau ce ai. Dar cam atât. În mediul de afaceri sau în mediul de tip office, în care lucrezi la birou, nu merge. Sincer. Atunci când semnezi un contract sau când ai de-a face cu oameni din alta societate, nu merge pentru că o să dezamăgești cu parfumul ăsta. Atunci, în momentul ăla, recomand un parfum mult mai serios. Asta este. Ești limitat. Nu e versatil doar pentru tineret și pentru a-l purta doar în anumite circunstanțe. Asta este. Ca și anotimpuri, din punctul meu de vedere, merge cam în toate anotimpurile. Merge și iarna. Merge, sincer, dar... Hai să zicem că pentru iarnă ai avea nevoie de parfumuri care sunt în stare să taie frigul, care sunt în stare să facă față, dar în schimb primăvara și toamna se comportă cel mai bine, atunci performanța lui este cea mai ok, vara din cauza că ți-e cald și transpiri, asta este, o să-l pierzi repede de pe piele. Iarna, numai dacă faci overspray și n-are rost, asta este. Ce să zic, un parfum care, din punctul meu de vedere, merită sau nu să-l ai în colecție, asta depinde de decizia ta. Depinde de tine dacă vrei să-l mai iei, depinde de banii pe care vrei să investești într-un anumit parfum. 300-400 de lei, în plaja asta, eu zic că e o sumă totuși mare. Asta este. Ca și notă, pentru performanță i-aș da un, hai să zicem, 7. Pentru prezentare, unicitate. Nu-i dau 10, că nu-i de nota 10, pentru că plast, adică aici sticla, aici mult plastic foarte cheap, aici are o bucățică de metal, nu e aur, stați liniștiți, aici ai Carolina Herrera, deci hai să zicem că un 9. Totuși e unic, dar totuși se putea și mai bine. Și pentru mirosul în sine, nota 8, se poate și mai bine, mult mai bine. One Million Privé îl surclasează, există multe alte parfumuri pe bază de tonka, mult mai bune, mult mai performante, și Jean-Paul Gaultier, de exemplu, Ultra Male, mult mai bun ca și Carolina Herrera Bad Boy, și Le Mal, și ăla e mult mai, din punctul meu de vedere, bineînțeles, e mult mai bun. Asta e, e bine și atâta, există parfumuri mult mai bune în gama aia de preț, recomand cu toată căldura One Million Privé de la Paco Rabanne. Super parfum. Sau Mugler. Pure Tonka, iar un parfum foarte bun pe bază de tonka. Altele, există multe parfumuri de club, dați și voi un search pe Google și o să găsiți exact ceea ce vă place. E un marketing pompos aici, de exemplu, cu această sticlă,
după cum v-am mai spus, ce să zic, dă așa, dă de înțeles că ai de-a face cu un parfum de supereroi. Acum vă las pe voi în secțiunea de comentarii să îmi scrieți acolo cam la ce supereroi vă duce cu gândul ambalajul ăsta, sticla asta, logo-ul ăsta de tip Thunderbolt. La ce trupă? Chiar aș fi curios să aflu în secțiunea de comentarii. Vreau să vă testez imaginația și să-mi spuneți de la ce trupă vine semnul ăsta. Sau de la ce album al unei trupe. Asta este. Mirosul în sine nu e ceva ieșit din comun. V-am mai spus, pentru banii respectivi avem de-a face de un marketing pompos. Electricitatea nu are miros. Uite că și vorbesc în rime. E un miros nu tocmai generic, dar nici nu e un miros wow, diferit, care să te dea pe spate. Cam asta am avut eu de zis despre acest parfum numit Bad Boy de la Carolina Herrera. Dacă îl folosiți, aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii, precum și să dați un subscribe la canal, pentru că, de ce nu, pe viitor o să postez multe alte videouri cu parfumuri, dacă vă interesează. Un like dacă v-a plăcut, un dislike dacă nu v-a plăcut, împărtășiți și cu prietenii. Și până data viitoare, toate cele bune și v-am salutat. Ciao!